Salutare, fraților, pe ultima zi din 2023, 31 decembrie. Am ieșit să montez un pic cortul, am fost și eu plecat pe la țară, mă înțelegeți, mă iertați, mă scuzați. Am venit acum două zile cu cărnița de purcel. Purcel bio, crescut la țară, cum se obișnuiește la noi, la români. Și azi voi monta pentru prima dată noul cort și vreau să vă arăt și vouă. Și după aia am ieșit, e ora 4 și un pic. O să mă prind un pic întunericul, asta e și ideea, de asta am ieșit la ora asta, că am și o lampă acolo care o să vă arăt și pe aia și să vedeți cum se vede noaptea. O lampă specială pentru cort, pentru camping, pentru natură. Bun, ca să nu pierdem prea mult timp, avem aici cortul. Pentru a monta cortul am nevoie de două bețe de 1,25 m. Trebuia să le cumpăr eu când am dat comandă de cort, dar am dat comandă pe repede înainte și în pachet, cortul a venit în pachet și fără aceste bețe telescopice, cum le iau ei. Dar o să cumpăr separat, văd eu cum, ca să nu le car pe astea, că astea trebuie să le car în exterior, deci nu intră în, oricât de mici le-aș face eu, uite să vă arăt, cam atât, nu intră în, zi, în rucsacul cortului. Alea care veneau ele, venea un rucsac, cum era și la cortul pe care l-ați văzut, cel verde. Cei care mă urmăriți mai vechi, știți că în pachet se găsește și un stâlp de sprijin. Modelul ăsta de cort are doi stâlpi, stânga-dreapta, o să vedeți, sau față-spate, cum se spune, mă rog. De fapt, cred că e față-spate. În fine, deci 1,25 m, bețele sunt setate, o să le dau deocamdată deoparte. Hai să scot cortul, iar eu îl țin și în cutie, că nu mă deranjează. Desfacem frumos cortul, tată, ăsta e cel mai... Aici piciorușele, sau cum se zice, alea care se intră în pământ, țărușii, o să-mi trebuiască. Le pun aici și scot cortul, că altceva nu mai am în această geantă. Hai să vedem cum vine asta montat, că să moară Gigi dacă știu. Întâi trebuie să deosebesc care e fața, care e spatele. Cred că așa, aici e partea aia care vine și soba, dar stai să întorc asta invers, dacă am prins acum care e un pic secretul. Așa, hai să văd eu stâlpii. Iau și piciorușele. Piciorușe, tot le zic piciorușele, alind, țăruși. Este un model de țăruși care mie nu prea îmi plac, sincer, dar dacă o fi, o să cumpăr alt model. Un stâlp în capătul ăla, un stâlp în capătul ăsta, alalt. Nici nu știu cum. Stai să trag și eu firmorul ăsta. Deci baza e prinsă. Nu are unde să mai fugă. Bine, el se întinde și așa trebuie. O să prinde dacă e și astea. Se întinde ața acolo. Așa, fraților, am prins în capătul ăla. Hai să prind și în capătul ăsta. Să vedem cum. Aici am un țăruș aici. Stai să bag ăsta. Da, mă, ei au multe chestii pe aici, o să vă arăt eu imediat, stai să termin de băgat țărușii ăștia. Hai să vă arăt
Aici se trage fermoarul. Eu acum, da, mă, vezi că dacă nu am luat tot setul, așa se întâmplă, asta e. Doar că ajungea la ăia, 200 și ceva de dolari. El se mai prinde aici, mai trebuie încă 2 stâlpi, care vara se poate monta așa. Oamenii văd acum, voi vedeți, fraților. Da? Se pune un stâlp în stânga, unul în dreapta. Plasa aia se ridică, se strânge și stai acolo și dormi și în fine. Ia să strâng eu plasa aia, că nu-mi trebuie. Eu oricum cordul ăsta îl folosesc doar iarna, pentru că are a doua cameră, să zicem. Pentru sobă, cort de vară, eu am două, nu mă plâng, ăsta e pentru iarnă. Deci o să-l strâng înapoi chestia asta, rabatabilă, să zic așa. Și aici putem să strângem ăsta, evident, că altfel bate vântul și ți-o flutură toată noaptea, nu poți să dormi de gălăgie. Domnilor, deci cam ăsta este cortul. Eu când ies, o să ies singur, cu cortul, cu soba și cu lemne și cu toate alea, în modul ăsta o să-l montez. Ați văzut, se ridică partea asta din față, se mai bagă alți doi stâlpi sau crengi din copac, na, ținând cont că ieși în natură, te poți folosi de crengi uscate. Acum, partea asta se vede, deci, după cortul, după cum se vede, de aici, în partea asta, e o cameră specială, cum să-i spunem altfel, pentru sobă și lemne. Și camera de gătit, în general. Se trage fermoarul frumos. Asta se prinde, o să o prinzi, uite, în țărușul ăsta aici. Și strânge așa de ea. Și avem deja o cameră unde se montează soba. Aici avem alt fermoar, două chiar. Astea se rulează frumos și deja ați observat. Stai să prind astea un pic să nu mai vină înapoi. Deja se observă locul unde va ieși burlanul de la sobă. Băieții l-au găurit deja, asta e lipită, nu mai trebuie să coși nimic, nu mai trebuie să faci nimic, soba vine aici, hai vină tata, a venit și soba. Bună! Bună! Stai aici, stai aici. Vrei la cort? Hai, intrați înăuntru, stai să tragă fermoarul ăsta. Hai de fată, intră înăuntru. Stai să o băgăm înăuntru. Haide și tu. Așa, ca jos, tragi fermoarul, nu intră țânțarul, nu intră șarpele, soba intră aici, are loc, o pui ori în față așa, ori așa, lemnele, scoți ăsta pe aici, 2 metri de cât e burlanul și cetățeanul care folosește cortul va sta înăuntru, frumos, ia vină mami, filmează și înăuntru. Cetățenii. Bună. Bună camera. Hai zi, Eva. Zi. Bună. Bravo, a zis bună camera. Este un cort de două persoane. Deci cine vrea să iasă cu mine o dată? Mă refer la fete, evident. Nevastă de vaporean, de tirist. Glumem. Pot să ies cu ei de aici, cu copilul meu, cu soția iubii. Și m-amândoi, când mai cresc copiii. Încape și Eva aici. Încape și Eva, da. Da, păi cum sunteți voi mai mici, încăpem toți trei aici, ieșim odată. Nu încape. Nu încape, cică. Și aici lemne frumos. Lemne frumos, este spațiu,
pui acolo mai multe lemne, că na, fiind, poate plouă, poate ninge, poate... Și poți să arzi lejer. Nu se... Soba vine așa oricum. Nu sare jar, nu alea. E bine, îmi place. Să ai acolo. Nu vreau. Da. Cam ăsta este cortul. Uite, după ce ai umplut camara cu lemne, tragi, te bagi înăuntru, frumos, și gătești. Ia uite ce bine aici. Oh, oh. Te întinzi aici frumos, stai în fund. Super. Stai să trag ăsta înapoi să ies. Help me. Help me. Help me. Somebody help me. Stai tati acolo. Cam asta e, domnilor. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like. O să vă arăt imediat și lampa, de fapt. Încă nu plecați, stați aproape. Așteptăm să se mai întunece un pic. Și da, stați în cort, liniștiți acolo. Lampa se agață. Ia să aduc hârligul ăla. Păi îmi place și nu se montează, nu e greu de montat. Mi s-a părut dificil la început, dar nu. Te descurci de unul singur, adică în 4 minute, dacă tragi tare, ai terminat. Ceea ce durează mai mult ca la o partidă de amor. Aia? Aia zic, tată. Bună. Stai. Da, are intrare și pe partea asta lantă. Lasă-l, trage în jos. Trage firmarul acolo, da? De la plasă. De la plasă. N-are. Așa, bravo. E drăguț, cortul a costat 185 de dolari și am mai plătit la vamă încă 200 de lei, rotund așa, deci încă aproape 40 de dolari, de euro, mă rog. Deci ajungi undeva la vreo 200 de euro, în jur de, cu taxe, cu tot, cu transportul a fost gratuit, dar asta e viața, îmi place. E, se mișcă el așa, na, cât depinde să-l mai întind, că dacă prinzi o noapte furtunoasă, te foșnește, dar eu am cumpărat niște topuri de alea speciale, portocalii, le bagi în urechi și aia e, oricum, dacă ești obosit. Nu există așa ceva? Da. Nu mai ai auzit să te folosești? Da, mă, sunt dopuri de... să n-auzi sunete, da. Da, un tur al cortului, ca să vedeți mai de aproape, să vedeți că este loc aici. Poate unii dintre voi vă întrebați, bă, dar este loc acolo? Este, credeți-mă. Ia stai să mut eu pe camera wide ca să vedem. Da, am schimbat pe modul wide, se vede un pic mai cu purici, nu știu de ce. Și am aprins și blitzul la telefon. Hai să vedem dacă reușesc ceva. Deci cam asta e. Pisi, să vă mai uite ce ochi roșii ai de liliac. Încă unul. Da? Un bebeluș? Un ce? Deci este loc, fraților, credeți-mă. Soba și două, trei grămezi de lemne acolo frumos și soba cu ușa spre cort încolo. Tragi peretele ăsta, cum am zis, și stai acolo dacă prinzi o noapte furtunoasă de caragiale. Și asta este. Aștept să se facă dimineață și te rogi la Dumnezeu să nu vină ursul. Dar eu mi-am cumpărat niște petarde, că tot sunt acum sărbătorile astea au fost și am găsit niște petarde foarte puternice. Și în caz de aud ceva, dau cu petarde, că asta e viața. Dați și voi un like. Întrebări dacă aveți, puteți să le lăsați acolo în secțiunea comentarii. Cam așa e și lateral. Are chestiile astea, uite, am aprins blitzul, se vede, să-l sting. Are chestiile astea așa, una aici, nu știu. Probabil așa e construcția lui, nu înțeleg de ce. Aici de dedesubt eu am prins asta în țăruș, dar uite, o să ridic. Și avem aici
o aerisire, acolo are fermoar, unde se vede plasa aia negru. Așa, tati, trage la, mersi. Perfect. Da. Eri, trage fermoarul până în capăt, tati, acolo. Așa. Așa. Și ai aerisire, ceea ce ajută foarte mult să nu faci condens în cort. Hai să prind ăsta în țăruș înapoi. Așa. Mai este și o a doua ieșire, respectiv intrare, în capătul ăsta la dal cortului. Aici avem un fir, la fel, se vede, care se prinde în pământ, cu un țăruș. Cam ăsta este cortul.